Premiul Franz Werfel pentru drepturile omului are deja o tradiție de peste 20 de ani. Se acordă începând cu anul 2000, iar printre personalitățile care l-au câștigat anterior se numără scriitoarea de origine română Hertha Müller, câștigătoarea premiului Nobel pentru literatură, sau fostul președinte al Germaniei Joachim Gauck. Klaus Iohannis a primit acest premiu în semn de recunoaștere pentru promovarea drepturilor omului, a valorilor democratice și a bunelor relații interetnice. Ceremonia a avut loc în Biserica Sfântul Pavel de aici din Frankfurt. E un loc simbolic pentru întreaga Germanie. În 1948, în această biserică, s-a întrunit pentru prima dată Parlamentul German și a fost adoptată Constituția țării. Așa numitul laudatio, discursul de recunoaștere, a fost rostit astăzi de un bine cunoscut și vechi prieten al României, fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a avut chiar un dialog foarte interesant de la distanță cu președintele Klaus Iohannis pe tema situației din Ucraina. Pentru că este un premiu pentru drepturile omului, acest subiect a revenit previzibil în aproape toate discursurile care s-au rostit azi. Ei bine, Jean-Claude Juncker s-a alăturat listei deja destul de lungi a oficialilor occidentali care și-au pus cenușă în cap public pentru că nu au luat în seamă, nu au recunoscut avertismentele serioase venite de-a lungul anilor dinspre țările din Est în legătură cu amenințarea Rusiei. Premiul este în valoare de 10.000 de euro, iar președintele Klaus Iohannis îl va dona Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, în semn de recunoaștere pentru contribuția acestor organizații la îmbunătățirea sistemului de sănătate din țara noastră, dar și pentru a marca un moment simbolic. Astăzi, 4 iunie, este Ziua Supraviețuitorilor de Cancer. Klaus Iohannis nu a acceptat ocuparea Crimeei și încălcarea drepturilor popoarelor prin actul de agresiune împotriva Ucrainei. În timp a atras atenția occidentalilor că de acolo vine pericolul, iar noi, în Occident, nu prea am ascultat asta. Uneori mi se pare că noi, occidentalii, ar trebui să ne cerem scuze pentru că nu ținem seama de toate atenționările și toate indiciile transmise referitoare la ce a făcut Rusia. De fapt, nu Rusia amenință, ci regimul Putin. Nu trebuie confundată țara cu regimul de acolo. Noi n-am ascultat aceste atenționări și a fost o greșeală. Haben beträchtliche institutionelle und finanzielle Ressourcen mobilisiert, den mehr als inzwischen 4,3 Millionen ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, die über unsere Grenze nach Rumänien gekommen sind. Zurzeit haben sich fast 100.000 ukrainische Bürger entschieden, in Rumänien zu bleiben, darunter über 22.000 Kinder. Rumänien war und ist und bleibt ein gastfreundlicher Nachbar für die ukrainischen Flüchtlinge.